de la regie, dar cred că suntem în direct acum cu tabletele astea, cu Skype-ul. Nu mai știi când Dumnezeu ești în direct, când nu ești în direct. Din fericire, bun, nu discutăm politică și nici administrație, am impresia, și mă bucur tare mult, că mi-e mult mai bine. Nici nu vă închipuiți, e o bucurie când ești, de ca și cum n-ai mai fi ziarist. Ești un om, ascult povești, voi discuta cu domnul Marin Toma, istoric, redactor șef la Restituire, auzisem, am și văzut revista asta și are un proiect care se cheamă Istorie și istoricul Marin Toma. Ce poate fi mai frumos? Vă mulțumesc că ați venit să stăm de vorbă. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. V-ați schimbat lucru, adică eu m-am uitat pe un curriculum vitae și aveți alt lucru acolo. Acum sunteți altfel, ceva determinat, ca să zic. Nimic în mod special. N-am avut niciodată părul lung până acum, în 30 ceva de ani, și în jumătate de an mi-am impus provocarea asta, să vedem exact unde ajunge și până când. Ca să vedeți că pandemia asta ne schimbă pe toți. Eu m-am tuns, mă tund la zero, acum mi-a mai crescut, mâine mă tund din nou la zero, dar să v-ați lăsat părul lung. Da, trebuie cumva să este o compensație. E corect. Bun, cu ce începem? Cu revista Restituiri. Mai apare? Da, revista Restituiri a început acum, cred că 18 ani de zile. Sigur, e veche. Prima ei serie. Cred că undeva între 2007 și 2010 a avut o perioadă în care n-a mai apărut. Iar din, cred că cel puțin de la jumătatea anului 2010 până în prezent, până acum, apare constant, fără întreruperi, de 4 ori pe an. Sigur, nu tot timpul lunile sunt bătute în cuie, dar cel puțin, sigur, al doilea număr al revistei apare de zilele municipiului Pitești. Păi bun, deci sunt 4 numere, deci da. Avem vreo 40. Eu cred că n-am mai văzut de 10 ani revista asta. Cum, Dumnezeu, cum să fac să ajungă și la mine? Eu nu prea înțeleg. Deci Centrul Cultural Pitești cred că e cea mai tare instituție de cultură ca organizare, așa din câte am văzut. Dar, pe de altă parte, nu are acest serviciu și anume eu nu mă pot abona nici la Argeș, nici la Cafeneaua Literară, nici la Restituiri. Nu-mi vine acasă. Deci ce am făcut? Pizza îmi vine acasă, dar revistele nu-mi vine acasă. Cum facem? Vorbim cu cei de acolo și vi le putem aduce. Dar n-ar trebui să existe un serviciu de genul ăsta pentru cetățeni? Adică revista Argeș, de pildă, o ia fiecare. Am văzut, e la liber. Dacă te duci la centru cultural, îți iei un număr sau câte sunt acolo. Da. Dar numai dacă te duci. Dacă nu te duci, ce faci? O găsiți online. Toate Cultural Pitești sunt pe site-ul instituției, încărcate imediat după ce avem bunul de tipar, chiar uneori până să ajungă din tipografie. Deci există online pe site-ul Centrului Cultural Pitești și da, există fizic la sediul acestei instituții. Mai departe, cum spuneați, ține de administrativ, așa că putem de mâine să întrebăm acolo ce ar presupune logistic ca ele să fie făcute sub formă de, eu știu, abonament sau chiar cu plată curier. V-aș ruga frumos, că e important. Eu am dat acum, așa la întâmplare, www.restituiri.ro și nu mi-apare nimic, zice că nu e nimic. Nu, este pe site-ul Centrului Cultural Pitești, centrul-cultural-pitești, la arhivă, la reviste. Acolo sunt toate activitățile Centrului Cultural Pitești și inclusiv arhivele revistelor, numere recente, dar și numerele de acum. Da, m-am uitat la dumneavoastră, nu m-am uitat, m-am uitat la revista Argeș, să o citesc online și e machetată, cum să zic, parcă ar fi făcut-o cineva care nu, care, cum să mă exprim eu așa, care vrea să-i chinuiască pe cititor. Zice, băi, sunt un pic sadic și fac așa niște coloane, uite atât, de jumătate de metru. Și nu poți să te duci cu ochiul stânga-dreapta. Ultima oară când m-am uitat, după aia am zis, pără la revedere, nu mai uit. În sfârșit. Și ce ați mai restit? Da. Cum? Trebuie să merite efortul de lectură. Păi da, nu-mi place treaba asta. Și atunci iau de la Centrul Cultural. Revista extraordinară, Argeș. Deci când o iei și te așezi la citit, cum citesc eu, când citesc în pat, 3 ore ai ce citi, frate, cu pixul în mână, dacă vrei. Și îți merge la suflet. Dar pe internet nu merge. Și cu toate că eu citesc până.
În sfârșit, dumneavoastră ce restituiți în revistă? Cam ce ați mai restituit? Avem, am încercat să aducem pe lângă colaboratorii cunoscuței revistei și istorici tineri, fie că sunt la masterat, fie că sunt la doctorat, fie că se ocupă de istorie locală sau teme mai largi, mai naționale, și am încercat să îmbinăm, așa cum am făcut eu întotdeauna de când colaborez cu Centrul Cultural Pitești, istoria, să spunem, clasică, de politică evenimențială, militară, clasată pe evenimente, pe fapte istorice, cu cea care merge și către natură și către cotentă culturală, care merge și către civilizație, către obiceiuri de diverse forme. De asta ne-am bucurat foarte, foarte mult când domnul inginer Nicolae Cosmescu, Dumnezeu să-l ierte, a acceptat an la rând să facă în revista Restituiri număr de număr, cu o singură excepție, pentru că a fost atunci un număr tematic, un serial despre motorsportul argeșan. A fost probabil singura revistă de istorie care a beneficiat de așa ceva din România, cu siguranță. Adică am mers și către altfel de teme de istorie, nu neapărat respinse de istoria clasică, dar cumva încă de ce am pus așa la marginile ei, pentru că, na, până la urmă, eu știu, marii comandanți militari, mari stăpâni de popoare, marele evenimente și război au ținut tot timpul la afișul istoriei, dar și restul vieții de zi cu zi a contat, pentru că, până la urmă, istoria povestește și despre oameni, și ar trebui să-i povestesc despre toți. Chiar dacă, desigur, izvoarele istorice nu ne spun ce au făcut oamenii de rând, ci mai degrabă cum s-au purtat. E școala asta franțuzească acum, de istoria vieții cotidiene, care încearcă să spună ce a făcut Nea Gheorghe și cu Nea Ion, dar nu prea e dezvoltată la noi, nu? Da, școala noastră are câteva decenii bune, s-a făcut de un secol chiar în lumea occidentală, pe antropologia americană, într-un fel, dar a avut curente și în spațiul francez, mai apoi și în spațiul italian și nu doar. Și noi am avut reprezentanți încă de acum câteva decenii, până a fost Alexandru Duțu. Dacă vreți, găsim multe lucruri și la Nicolae Iorga, dar desigur, până atunci, pe vremea aceea, chiar dacă el scria despre cultură și civilizație, nu era construit conceptul de istorie culturală, dar el a scris despre temele respective. Și acum sunt din ce în ce mai mulți istorici care scriu. Sigur, nu vom scrie noi cum scriu francezii, nu avem talentul ăla, nu există nimeni care să scrie istorie cum o fac francezii, mai ales pe istorie culturală, e domeniul lor, dar informațiile sunt din ce în ce mai interesante și pe lângă temele abordate de istoricii români și publicate, ne bucurăm și că piața editorială traduce asemenea cărți din limbile străine și le face mai accesibile nouă decât site-urile din afară, care au niște prețuri cât chiriile uneori de prin oraș. Bun, domnul Toma, dar fiindcă a venit vorba, în fond, cine mișcă istoria înainte? O mișcă elitele sau o mișcă masele? Că e o veche discuție. Și sau o mișcă Dumnezeu, pur și simplu, sau o mișcă spiritul absolut, cum zice Hegel? Cine o mișcă până la urmă istoria asta înainte? Că noi deocamdată avem o istorie a regilor, comandanților de oști și a războaielor. Cam asta știm noi din istorie. Mai puțin cu vorba noastră istorie culturală, o știm pe a Romei, mă rog, a Bizanțului, mai puțin în rest. Cum stau lucrurile? Corect, este o bună întrebare. Acum putem să o dezvoltăm și să spunem cine o scrie. Putem trage concluzia că uneori cele două se suprapun, dar probabil că nu întotdeauna. E adevărat, la felul în care s-au dezvoltat statele, cel puțin ultimele milenii, de când avem mai multe informații, e nevoie deopotrivă și de elite și de cei care să, eu știu, să care pianul, cum era o exprimare a unor cunoscuți oameni. Să care piatra, să facă cetatea lui. Până la urmă, au mai spus-o și istoricii altora, Napoleon a fost un mare comandant de oști, dar ce a făcut el fără soldații lui francezi, care dau ordinele. Deci, cumva, lucrurile sunt bine. Sunt împărțite. Din păcate, dacă ne referim la istoria scrisă, atunci da, este scrisă clar de învingători, știm asta cu toții și evident că se pune accent pe marile evenimente și marile personalități. Să știți că sunt foarte mulți istorici francezi care scriu că au, din fericire pentru ei, multe, multe documente care zac în arhive despre oamenii de rând, ca să le spunem așa, și nici măcar ei n-au ajuns să le scoată de acolo, să le valorifice. N-au ajuns. Am lucrat și eu un pic acolo, studiam niște acte de naștere de la, și de deces
de la parohii. Și în felul ăsta încercam să descoperim care este mortalitatea infantilă. Că ei aveau obiceiul că dacă murea un copil, pe următorul îi dădeau următorului același nume. Și dacă aveam două nașteri cu același nume, era clar că precedentul murise. Încearcă și demografia istorică să descoperă niște lucruri. Dar asta e altă chestiune. Bun. Bun, aveți și proiectul acesta. Ce e cu proiectul acesta, istorie și istoricul Marin Toma? Este un proiect început la Centrul Cultural Pitești acum mulți ani de zile. Începutul de prima respectivă se presupunea a fi o lecție de istorie, puțin altfel, pe care o țineam în sălile instituției, având ca invitați clase de elevi din diferitele licee pitești. Și acum o faceți online? Acum o facem online, în poate direct. Mai bine, că o să pot să văd și eu, nu? Pe pagina de Facebook a Centrului Cultural Pitești, exact, exact. Și deci rămâne mă pot duce să văd din urmă. Da, înregistrările rămân în secțiunea video. Aia, pagina de Facebook. Acesta a fost scopul, să ducem către elevi și cei interesați și alte informații din istorie, mai puțin abordate, eu știu, în lucrările clasice, după cum spuneam, sau în manualele de istorie, dacă ne referim la elevi. Și am vorbit acolo și despre vestimentație și artă culinară și fel și fel de alte teme, exact cum le-am spus eu, mai altfel. La fel de interesante și ele, sigur, în măsura informației. Faceți istorie locală sau națională sau universală? Pe ce puneți accent? Eu, încă de pe vremea când eram la doctorat, am ajuns, fără să-mi propun în mod special, dar așa s-a întâmplat, să merg mai mult către istorie culturală. Sigur că atunci m-am centrat mai mult pe istoria de secol XVIII din spațiul românesc, Țara Românească și Moldova, pe istoria culturală, dar mai apoi, pentru că n-am avut limitări de acest gen, am încercat să citesc, să prezint cât mai mult din ideile și istoriile culturale de oriunde. Fără să-mi pun... Ce avem noi în istoria culturală a României în secolul XVII, a zis, sau cât? 18? 18, mai ales pe artă culinară. Cam asta vă spune. Ați făcut doctorat pe subiectul ăsta sau cum? Da, pe istorie modernă, dar axat pe istorie culturală și în mare parte pe artă culinară. Arta culinară la români? Și ați scris o carte? Nu, am doar mai multe articole publicate de-a lungul timpului. Vă rog frumos să scrieți o carte. Adică mai putem mânca, avem rețete sau cum? Ce ați făcut? Da, există pentru România, prima carte de bucate pe care o cunoaștem, așa? Este un manuscris brâncovenesc. Cum? Manuscris brâncovenesc? Da, datează din adică jurul lui. Era la Horez, la mănăstirea la Horez sau cum? Nu știm exact, ea a fost descoperită de Moses Gaster, acum ceva vreme, și evident că apoi donată Academiei Române. Acum este... Da, unde l-a găsit? În Biblioteca Academiei Române. Nu știm atât de bine toată istoria, n-am mai rămas. A fost publicată acum două decenii și un pic, de Ioana Constantinescu și de Matei Cazacu. Cred că se mai găsește prin biblioteci volumul. Are la bază manuscrisul Costan Brâncovenesc. Matei Cazacu este cel care are o introducere excelentă la carte, analizând, încercând să găsească originile și istoria, a analizat inclusiv deci, cum se cheamă cartea? E pe net? O putem comanda pe net cumva sau ceva? Doar dacă o găsiți pe la Anticariat. Posibil să fie și la Universitatea Județeană. Cum îi zice? Stați că, păi o vreau acasă, ce să fac? Adică, chiar o vreau acasă. Cum îi zice cărții? Știți cumva? Pot să caut, cred că este O lume într-o carte de bucate. O să caut acum și vă spun. Păi am căutat eu, stați așa. O lume într-o carte de bucate. Să știți că s-ar putea să fie. Zice că da, este. O lume într-o carte de bucate, cumpără ieftin, zice, o masă, rețetă din întreaga lume. Deci nu e aia ce ziceți, dar... Așa se cheamă, dar nu e aia. Da, o să căutați dumneavoastră în cazul ăsta, da. Exact, exact. Și se pot mânca mâncărurile din timpul lui Brâncoveanu și în zilele noastre? Se pot prepara în primul rând? Avem ingrediente? Da, se pot. Singura mențiune pe care aș face-o, evident, este că e cu totul altceva când vorbim de gusturi. Mm-hmm. În sensul că, sigur, gusturile noastre... Așa. Hai că e interesant, ia spuneți.
dar ingredientele pot să fie acestea, adică folosim ace, adică folosim lămâie, folosim ceapă, folosim eu mai știu ce, dar nu știu dacă ceapa noastră de acum mai este aceeași cu ceapa de la 1700 sau de la 1750, asta fiind diferența. Ce nu exista în schimb în acea vreme, față de secolul următoare, este ideea de dulce. Știu că se mânca cu dulce și se folosea zahărul pe atunci, chiar pe 1700, normal, împreună cu mierea, desigur, dar nu exista conceptul de dulce, așa cum îl înțelegem noi astăzi, ca parte a ritualului mesei, în sensul care mâncăm un fel, două, trei, după cât de foame ne este, eu știu, acru, sărat sau mânc, iar la final mâncăm desertul, după cum vă spuneam, care este dulce. Găsim un ingredient de bucate, multe și sărate și dulci și acre, sigur că nu se puneau toate, probabil că bucătarii aveau alegerea în funcție de, sigur, gusturile celui pentru care găteau. Știm dumneavoastră ați gătit după rețetele alea sau, eu știu, soția sau prietena dumneavoastră gătește după rețetele alea? Că... Nu, n-am încercat. Nu sunt foarte mare gurmand. Probabil că dacă aș fi fost, n-aș putut să citesc păi atât de mult. Păi, dar cum adică ați descoperit rețete, ați scris despre bucătărie și nu o puneți în practică? Exact, exact. Îi las pe ceilalți. Păi, de mine. Păi nu e bine. Teorie, ca zic. Adică practica nu omoră, nu știți? O lume într-o carte de bucate, manuscris din epoca brâncovenească, se cheamă volumul, după cum vă spuneam. A apărut de lectura Fundației Culturale în 1997. Și se găsește, e PDF pe acolo, pe unde căutați noastră? Nu, l-am găsit doar de... de cumpărat? Da. Nu, l-am găsit doar ca date bibliografice. Nu știu cum măsură, probabil că doar pe la anticariate, la biblioteci se mai găsească. Ar fi tare bine să-l mai... cineva să-l reediteze, pentru că, până la urmă, e prima carte de bucate pe care o cunoaștem și următoarele nu mai sunt la fel, pentru că următoarele au din ce în ce mai multe influențe, eu știu, vestice, pot să fie chiar traduceri. De altfel, la cunoscută este una de pe la 1850, la care a contribuit Mihail Cogălnicianu și are foarte multe rețete de prin Franța și de prin Germania. El chiar era gurmand. Da, aia de la 1700, ce influențe are, turcești? Să știți că are, clar, are influențe turcești, pentru că n-avea cum să fie altfel, ținând cont, dar undeva la în partea a doua a secolului al XVII-lea, ținând cont de multele lupte dintre partide de boieri din Țara Românească, stolnicul Cantacuzino, cel care este creditat ca fiind autorul cărții, ajunge la studii în Italia, în special la Padova, dar nu doar acolo. Din păcate, nu ne-au mai rămas prin arhive sau și puțin au fost găsite încă destul de documente care să ateste întreaga bibliotecă a stolnicului, cea care s-a întors de acolo și cea mai cumpărat între timp, toți ani cât a trăit în țară, dar a avut destul de multe cărți de bucate din acea perioadă. Și influența acelor cărți de bucate italienești se vede și în această lucrare. Altfel, ea este o lucrare clar construită pentru elite, pentru că are rețete bazate foarte mult pe carne și cu foarte multe ingrediente, ceea ce clar lipsea cu desăvârșire din grădina. Dar ce are? Are spaghetti? Ce are acolo? Că pizza nu cred că se inventează. Nu, nici vorba de spaghetti sau de pizza. E vorba doar de limbaj. Adică? Influența limbajului. Sunt anumiți termeni care par să fie, spune Matei Cazacu, când descrie anumite procedee și anumite cuvinte, în cărțile de italiene din acea perioadă. Dar altfel, în afară de multe mâncări de carne și de vânat, restul sunt, sigur, mâncările turcești orientale. Clar. Pentru acea perioadă. Îmi pare rău că nu le-ați încercat în bucătărie. Deci asta e o bilă neagră din punctul meu de vedere. Adică istoricul le descoperă și scrie despre ele fără să le mănânce. Ar trebui să le și mănânce. Să le mănânce. Da, în sfârșit. Acum mi-am pus în minte să fiu un pic egoist. Eu de la o vreme sunt puțin interesat așa, scriu și un mic studiu, nu sunt istoric, am eu altă, dar mă rog, sunt un pic, că de exemplu sunt un demograf istoric, eu. Adică am o diplomă de la Ecole des Études en Sciences Sociales de la Paris, unde au o secție de demografie istorică și am studiat chestia asta. Dar mă interesează bisericuțele de lemn și mai ales cele din Argeș. Dumneavoastră, ce mi-ați putea zice? Ziceți-mi ceva despre ele, că eu date
date istorice găsesc. Nu găsesc, dacă vreți, partea metafizică sau partea de interpretare, partea culturală, umanistă a chestiunii. De ce a făcut țăranul bisericii de lemn? De ce n-a făcut țăranul Notre-Dame de Paris? De ce n-a făcut altceva? Spuneți-mi că vă pricepeți. Cred că sunt cel puțin două lucruri de spus. Prima ar putea să fie evident, aia este logică, e partea economică. A fost o vreme când lemnul era mult mai la îndemână decât piatra și mai ieftin. Asta. Sunt destul de multe biserici de piatră din spațiul românesc care au fost construite pe locul unor biserici mai vechi de lemn, fie că au venit domnitori, boieri sau oricine altcineva și și-au dorit să construiască o biserică mai mare, mai trainică, mai frumoasă, mai orice, și au folosit mai departe, dărâmând-o pe cealaltă, sau din diverse motive, poate o luptă, poate un incendiu, poate ceva, a făcut ca biserica, mai degrabă incendiile, ca biserica mai veche din lemn să sufere. Sau, mergând pe una, au fost momente în istoria noastră când am avut anumit tip de stabilitate politică, economică și militară. Și acea creștere la nivel social și cultural s-a evidențiat și prin, desigur, ca orice altceva, și prin ridicarea de biserici de lăcașul de cunt mai frumoase, mai trainice, după cum spuneam, din piatră și nu din lemn. Dar evident... e foarte interesant ce spuneți. Deci dumneavoastră ziceți așa, și acum înțeleg. Deci dacă noi avem câteva sute de biserici din astea de piatră, mă rog, unele sunt contemporane, avem doar 20 și ceva de bisericuțe de lemn, unele aduse din alte zone, pentru că odată au luat foc, unele dintre ele, și a doua au fost dărâmate ca pe locul lor să construiască altceva. De asta avem puține. Da, nu înseamnă că pe locul fiecărei biserici din piatră a fost înainte de lemn. Sigur, sigur. Dar putem, în multe dintre cazuri, să găsim acolo că au fost nu doar biserici de lemn creștine, dar poate și lăcașuri de cult și altare mult mai vechi decât creștinii. Mm-hmm. Pentru că s-a transmis, desigur, energia și tradiția locurilor ca fiind un centru religios. Da, nu se spune că se întâmplă în fiecare caz, dar putem să găsim și asemenea exemple. Deci, mai de săpat acolo, în zona, ca să zic. O să încerc foarte pe scurt. Când eram la doctorat, încercam cumva să definez termenii de cultură și civilizație. Așa. Ce sunt fiecare? Și am ajuns la un moment dat la lucrarea lui Norbert Elias, de acum peste un secol, un istoric foarte bun al culturii, care explica faptul că pentru marile popoare ale lumii, cum am putea să considerăm pe cel francez, britanic, american, cei care exportă tot și care ajung să cucerească, pentru ei cultura și civilizația sunt cam același lucru, pentru că ei le exportă către toți. Pentru popoarele de secolul al XIX, care atunci se construiau și afirmau independența și, de exemplu, inclusiv poporului german, ei au trebuit cumva să găsească o separare între civilizație, care tehnică și tot ce înseamnă, și cultură, ceva ce e doar al lor, cumva să se definească ca fiind ceva diferit față de ceilalți. Foarte tare interpretare. Asta a avut ideea de cultură. Și mă întrebam și puțin pentru anumite momente ale istoriei ce era ceva altfel pentru români. Pentru că am ajuns... Adică, dacă înțeleg eu bine, nu poți lua, să zicem, ceea ce e construit pe Acropole și să zici asta e cultură sau asta e civilizație. Pentru că e și cultură și civilizație, deopotrivă. Da, da. Dar în același timp, la nemți, e clar că Merțanu e civilizație și Beethoven e cultură. Aici lucrurile sunt mai clare, am înțeles ideea. Da, exact în direcția asta. Și mă întrebam ce este al nostru. Nu pot să fie sarmalele și eu mai știu ce, pentru că este clar, bucătăria n-are granițe certe și clare și influențele merg tot timpul. Până la urmă, granițele sunt administrative, militare, politice, n-au legătură cu oamenii. Și mi-am dat seama că cel puțin pentru multe perioade din istoria noastră, liantul a fost cel al religiei. Pentru că, sigur, probabil cu excepția secolului fanariot, când și noi și grecii împărțeam aceeași confesiune, în rest eram diferiți față de ceilalți. Religia și, în principiu, ortodoxismul a reprezentat foarte mult pentru români, din punct de vedere uman și al vieții de zi cu zi, mai mult decât atât, până la urmă, cu cât mergem mai departe către evul mediu de început, cu atât vedem că mănăstirile și bisericile sunt și spitale, sunt și locuri, sunt și școli, sunt și locuri de apărare în caz de fel și fel de atacuri, sunt și locuri unde se păstrau arhivele și atunci este clar că era un centru extrem de important. De altfel vedem că inclusiv până departe către anul 1800
mulți dintre mitropoliți și de episcop primeau în sarcină domitor să aibă grijă de învățământ, să-l supravegheze, cum să zice. Abia epoca modernă, secolul 19, duce totul către stat. Corect. Dar de ce am devenit noi ortodoxi? A existat vreodată vreun moment de cumpănă, nu știu, pe timpul Nicolae Alexandru, parcă citisem eu că a fost o opțiune, în sensul că, domne, o iau încolo către Roma sau o iau încoace către Bizanț sau ceva. Așa a fost sau cum? Sau are dreptate Huntington ăla cu ciocnirea civilizațiilor care trage o linie pe aici, pe la noi? Sau cum stau lucrurile? Pe linie el a tras așa, împărțind puțin Ardealul în două, dar asta e altă discuție. A folosit alte hărți mai vechi. Sigur, acum ca să păstrăm cumva echilibrul, n-avem de unde să știm ce a fost în sufletul Nicolae Basarab. Cum nu știm până la urmă cum a fost Constantin cel Mare și ce a simțit el, dincolo de deciziile politice. Știm cu toții, și este și cazul vecinilor maghiari, și nu doar al lor, și al francezilor de altfel, știm cu toții că în istorie avem momente în care o populație a trecut la o confesiune, la o religie, de sus în jos, adică de la conducători. Corect. Nu știu, bulgarii, nu? Da. Bulgarii nu s-au creștinat odată cu Boris Pac, a zis, și a creștinat pe toți. Da. Sigur, mai mult ca sigur, a durat câteva secole și multe. Da, și elita întâi. Da, exact. Nu avem astfel de informații pentru spațiul românesc și nu știm cu adevărat dacă s-ar fi întâmplat ceva diferit dacă Nicolae Alexandru ar fi ales catolicismul, ținând cont că deja putem vorbi deja de acolo de o românitate ortodoxă de poate peste un mileniu. Și atunci cred că dacă este o asemenea tradiție, oamenii mai greu își schimbă obiceiurile în funcție de conducere. Păi n-avea cum să fie de un mileniu, că nu a să se loc marea schismă decât cu un pic înainte. Vorbim de creștinism. Creștinism, ortodoxism, da, în sensul ăsta. Da. Am înțeles. E bine că e productiv că am rămas ortodox și vă rog să faceți un mic eseu așa de un minut, două. Adică noi că de multe ori dăm vina pe ortodoxie că nu suntem occidentali sau nu suntem prea occidentali și eu n-aș prea fi de acord, nu știu ce gândiți noastră. În primul rând, da, într-adevăr, spațiul românesc e cumva, dacă vreți, un orient al Occidentului și invers, un occident al... Așa, foarte mișto, n-am mai auzit asta. Suntem la răscruce, suntem și, nu cred că putem fi pe deplin unii sau alții, dar nici nu văd de ce am fi așa sau așa. Nu am înțeles niciodată așa dorință de a fi, de a stabili o etichetă, a fi doar așa și nu altfel. Cred că mai degrabă ar trebui să ne cunoaștem, să ne acceptăm așa cum suntem și pur și simplu să fim ceea ce suntem noi, cu toate aspectele și toate moștenirile pe care le avem, și occidentale și orientale, pentru că și unele și altele ne definesc și nu cred că ne putem... Cred că dacă renunțăm la una dintre ele, renunțăm la o parte din noi, ca națiune. Nu merge. E frumos ce ziceți, dar ne bat unii la cap să renunțăm. Adică, zic, progresiștii, știți acum, nu sunteți, n-aveți trotinetă și rucsac, aveți? Rucsac am mai mult, trotinetă nu, că mi-a scântit picioarele câteva ori prin liceu și sunt mai atent cu veșnicule, sunt mai sensibil. Eu mi-am dedicat mare parte din timp din ultimii peste 20 de ani studiul istoriei, atât cât am putut să citesc și să înțeleg eu. Prin urmare, nu cred că pot fi ademenit vreodată de orice fel de doctrină, nici politică, nici de altă natură, pentru că la un moment dat vezi cum ele sunt într-un ciclu așa al istoriei, vin și apar sub diverse forme și le recunosc. Extraordinar. Da, domnul Toma, dar vedeți, ar trebui să spuneți chestia asta de 100 de ori, să vă las până la sfârșitul emisiunii să spuneți din nou fraza asta, să înțeleagă toți. Că mulți se uită la ultima modă culturală, cum e acum moda asta cu corectitudinea politică. Și toți se înghesuie și zic că aia e. S-ar putea să nu fie, cum a venit așa să dispară. Nu? Cam așa, dar dumneavoastră aia e, să citești 20 de ani ca să-ți dai seama că în felul ăsta devii independent în gândire și numai caz pradă modei. Foarte interesant. Cel puțin până la un punct, că nu spun eu că m-am eliberat definitiv de fiecare... Toți suntem epoci. Sigur, rezonează. Eu zic că fiecare dintre noi ar trebui să avem răbdarea de a fi toleranți cu ceilalți și
A spune așa, mai ca țăranul român din cărțile mai vechi, o fi și așa, o fi și așa, cum vedea. Da. Voi avea și dreptate, poate avea și dreptate, poate are și el dreptate, vedem ce se mai întâmplă. Cred că asta ne lipsește puțin. Răbdarea de a discuta cu celălalt și de a-l asculta și de a găsi până la urmă ceea ce e bine pentru noi. Nu neapărat de a afirma musai că eu am dreptate sau el are dreptate sau ideea X sau religia Y sau partidul Z a descoperit adevărul absolut pentru că el aparține doar lui Dumnezeu. Și să nu ne facem idoli, că e important. Noi de la o vreme ne cam facem idoli așa, din diversi. Ne ține așa o perioadă după care schimbăm idolul, facem altul și așa. În sfârșit, haideți să revenim un pic. Dacă vă întreabă cineva, zice cineva la o cafea, nu la o cafea, că la o cafea sunt, beți cafea cu oameni de nivelul dumneavoastră, dar presupunem că intrați într-un bar aici la Pitești, să mai intrați când s-a terminat pandemia. Da, beți exact. Acolo o vodcă cu, și vă cunoaște cineva și vă întreabă, de ce au făcut ăia catedrale și noi am făcut biserici de lemn? Totuși explicați că aici e chestia. Bun, e chiar așa, a fost o mare diferență. Ce vreau să zic? Cum au putut concepe? Deci cum au putut unii să-și facă proiecte atât de mari? Dar nu cred că ține numai de partea economică. Că am văzut, de pildă, o catedrală în Norvegia, aproape de Cercul Polar, la câteva sute de kilometri, la Trondheim. O catedrală, cred că mare cât catedrale franțuzești. Ăia, unde sunt 6 luni întuneric și 6 luni lumină, au reușit. Pe aici am făcut bisericuță de lemn. Explicați un pic cum s-au îmbinat toți factorii. Nu e numai un factor. Să știți că am avut șansa să nimeresc, sigur, și în unele și în altele. M-am rugat și în catedralele astea mai mari și în ale noastre de lemn. Să știți că am simțit aceeași energie. Corect. N-am simțit diferențele. Cred că la un moment dat ține doar de estetică și de dorința constructorilor, evident, din acele timpuri ale istoriei, de a rămâne cu ceva în urmă, într-un anume fel. Dar nu ține și de capacitatea de a urmări visul până la capăt, proiectul 100 de ani, să 100 de ani, câteva generații să construiască aceeași catedrală. Păcând la noi bisericuța de lemn o terminau într-o lună, dacă își puneau capul, în 2 săptămâni. Niște meșteri cu barda acolo o făceau. Deci aici așa cred. Noi n-am putut să ne facem proiecte mari. Nu știu. Dumneavoastră știți. Nu am avut. Nici acum nu avem. În afară, cumva, visul acesta al Unirii, care ne-a urmărit câteva sute de ani, nu cred că am avut proiecte mari pe care să le dăm mai departe generație, în afară, desigur, de anumite valori și idei morale care au persistat, dar altfel nu. Ne-au lipsit și cred că dovada cea mai bună este perioada interbelică. După ce am avut un mare vis și l-am împlinit, n-am știut ce să facem cu el. Pentru că, sigur, într-un fel, exagerând, voit, evident, perioada interbelică e, într-un fel, un șir mare de eșecuri. Unele după altele, din multe puncte de vedere. Și economic, și social, și diplomatic, într-un fel. Care, sigur, culmina cu al doilea război mondial. Evident că nu suntem noi de vină pentru ce a fost atunci, că eram doar niște mici jucători pe o scenă mare de tot, de șah al lumii și nu ne putem acuza pe noi, dar nu putem spune că am luat niște decizii extraordinare, ținând cont câte se întâmplă în acești 20 de ani de istoria României și cât de clar ne este că am ratat victoria. Corect, iar alții au eșuat poate și mai rău decât noi și acum... Uitați-vă că și-au revenit și sunt stăpânii noștri, ca să zic așa, între ghilimele, cum este cazul Germaniei, da? Deci au reușit repede să-și revină foarte tare. Stați să vedem ce mă întreabă. Credeam că mă întreabă ceva din regie, nu mă întreabă, toate lucrurile sunt în regulă. Am auzit despre dumneavoastră, spuneți-mi dacă e adevărat, că aveți un ONG sau sunteți înscris într-un ONG care se ocupă cu plantarea de copaci în țară? Da, am avut... Adică, cum, ați renunțați la istorie, vă dedicați pădurii sau le faceți simultan sau care e
treaba? Cum stau lucrurile? Le fac pe ambele, sunt ambele împreună cu multe altele parte din viața mea, așa că nu mi-a plăcut să pun nimic într-o cutie și să pun pe una să etichetez. Nici despre mine nu țin morții să fiu că sunt așa și doar așa. Sunt mai multe în același timp și îmi place să mă descoper și desigur să evoluez în măsura în care pot, pe măsură ce trec anii. Sunt partea unui ONG, de câțiva ani de zile le conduc, nu l-am înființat eu, am fost doar voluntar la început, care într-adevăr are ca scop principal protecția mediului, dar de aproape 11 ani s-a concentrat exclusiv, sigur, evoluând treptat, pe plantarea de copaci, ca să vorbim mai pe românește, pe terenuri evident publice. Adică ține statului român. Fie că ține statul român, fie că țin de UAT-uri, fie că este în fond forestier, fie că e în afara lui. Dar pe terenuri private de ce nu plantați? Pentru că în exclusivitate fondurile noastre provin din donații de la oameni și peste 90% din contracte cu companii private care ne sponsorizează ca partea campaniilor de CSR. Și atunci nu poți... Ce înseamnă campanii de? Responsabilitate socială. Sunt companii mari care din parte din profitul lor vor să-l doneze pentru diferite cauze. Că e vorba de anumiți copii bolnavi, azile, strâns gunoaie sau plantă copaci sau orice altceva, asta fac. Și au o campanie fiecare an prin care merg către anumite ținte pe care își le doresc în funcție de fiind ce strategie de marketing au. Fiecare își decide ce vrea să facă. Și atunci fondurile venind de asemenea companie, destul de ciudat să ceri unei companii să-ți dea bani ca tu să plantezi pe un teren privat al unei persoane fizice sau fizice de privat. Am înțeles. Mie mi-ar fi convenit că ziceam, mai domne, că vreau și eu, că am vreo 30 de stejari în curte și mai vroiam 30, vă dați seama. Care era problema? Dar văd că nu se poate. Dar e la scară mare ceea ce faceți dumneavoastră? Am început greu, evident, ca orice lucru care începe, dar acum, după peste 10 ani de zile, am ajuns să avem peste 1.800.000 de puieți plantați. Probabil că o să trecem 2 milioane acum după de... Aproape, cu siguranță vom face 2 milioane de puieți plantați. De la începuturi, de la origini? Sau de 2011 până acum, până în toamna aceasta. 2011? Da, da. Deci în 10 ani 2 milioane? Da. Sigur, n-a fost 1.800.000 de puieți. Până am început cu 40, apoi 70, 100 și ceva. Anul trecut am depășit 500.000 de puieți într-un singur an. Extraordinar. Bun, și până la urmă... Din ce trăiți mai mult? Din istorie sau din copaci? Depinde de natura hranei. Adică banii, păi, chiar așa, depinde. Haideți să o punem, hrana materială. Sunt angajat al Asociației Ecoasid din București. Deci hrana materială de aici. Și restul proiectelor astea, istorie și istorii, și aduc puțin bani. Asta și revista, nu? Prea puțin bani. Da, pentru că fiind în primul rând acolo cart cu o normă întreagă și trebuie să conduc asociația, evident că mare parte din timp merg în direcția aceeași. În timpul deocamdată e limitat, când am găsit noi oamenii altă variantă sau cel puțin noi majoritatea, evident că timpul pe care la loc istoriei este mai redus cantitativ. Și nu vă frustrează treaba asta? Nu, deloc. Adică nu e istoria. Păi până la urmă pasiunea noastră cea mare care e? Asta copacii? Îți descoperi pasiunea pe măsură ce încerci lucruri noi. Da, este frumos să iei o carte în mână și să o savurezi, dar la fel de multe satisfacții poți să ai și în momentul în care vezi cum puieții amicuți pe care ai plantat în pofida multor dificultăți ajung mici copaci și mai apoi pădure întreagă. N-ați ajuns încă să vă plimbați prin pădurile plantate noastre, că sunt prea mici. Câteva dintre ele au ajuns de masiv. Avem păduri de salcie și păduri de salcâm prin care deja nu poți să treci. Așa e, crezi repede și salcie și salcâm. Da, contează foarte mult specia, solul, când ploaie, când vine ploaia, sunt mulți factori, dar câteva deja au un stadiu de masiv și te poți plimba lejer printre ele, chiar dacă n-au 30-40 de ani, au doar 5 sau 7-8. Da, e clar. Dumneavoastră sunteți o personalitate eclectică și postmodernă. Acum nu mai mergeți pe o idee una singură și... Da, interesant. Bun. Ca istorică, revenim un pic. Asta cu copacii nu mă pricep și
Înțeleg. E foarte bine ce faceți. Cum v-a venit ideea totuși? Nu mi-aparține. V-ați dus pe acolo. Cum v-ați dus? Ideea aparține colegii care s-au ocupat de ONG până acum câțiva ani de zile, iar eu am ajuns întâmplător într-un grup de voluntari prin 2010 și am rămas în grupul ăla și grupul s-a cam dispărut, dar am rămas eu, ca să spun așa. Eu am ajuns întâmplător, dar am rămas. Și aveți mulți angajați? Cu colaboratorii mai prezenți suntem 10, dar avem voluntari care ne ajută constant în funcție de zona geografică. Avem acum prin toată țara terenul și mai greu ajungi din București către, eu știu, Satu Mare și Arad. Astea sunt drumurile pe care le avem încă. Înțeleg. E foarte interesant că știți, noi, sau cel puțin eu, când aud de ONG-uri, imediat mă duce gândul la ONG-urile astea care se amestecă în politică, dar zic că nu se amestecă, de fapt. Și vor să facă niște jocuri, da? Și vor bani europeni, nu știu câte miliarde și așa mai departe. Există însă și ONG-uri oneste, așa bănuiesc că este cel al dumneavoastră, care nu se bagă. Nu vă interesează cine face guvernul, bănuiesc, nu știu. Sau vă interesează? La modul general, pe toți a trebuit să ne interese cine face guvernul și cu cine, că e soarta noastră a românilor. Păi da, dar țineți cu careva? După cum spuneam mai devreme, eu sunt profesor de istorie, nu mă poate convinge nimeni. Am înțeles. Păi da, așa e, uite, ați fost coerent. Noi avem o problemă pe care tot vedem de când încercăm să ne jucăm de-a democrația. Încă de vreme, Caro. E adevărat, comunismul a susținut-o, prin felul în care a fost el construit, ca ideologie. Noi n-am înțeles încă faptul că puterea e la noi și nu la cei care ne conduc. Ne-am dat-o. O dăm constant și așteptăm pe acel tătuc, după modelul mai Stalin sau altul la mai vechi. Deci noi așteptăm să vină primarul să ne facă canalizările, să ne scoată apa din curte, președintele să rezolve orice. Dacă v-ați uitat și mai bine decât mine, în toate campaniile electorale, președintele promite chestii care nu au legătură cu funcția lui. Și da, multe altele asemenea. Noi, ca societate, așteptăm pe cineva salvator, să vină de undeva. Nu contează că a fost Napoleon, că a fost altcineva sau că trebuie să vină Iisus a doua oară. Trebuie cineva să vină să ne rezolve problemele. Și după 30 de ani de democrație, sigur, nu vorbesc de toți românii, dar, în general, ca așa se construiți. Trebuie să vină cineva să ni le rezolve. Și atunci, cum acest cineva nu există și democrația nu îl permite, cel puțin în teorie, să se manifeste, nu are cum să mă convingă cineva că poate să fie acest lucru, pentru că acel cineva este o singură persoană și oricât de abil ar fi și cât de pregătit ar fi să schimbe lucrurile acolo unde este, nu poate să facă asta fără ajutorul nostru al cetățenilor. Și cumva asta ce noi să facem, noi ca asociație într-un fel, și leg pe cele două, nu o să putem vreodată să facem ceea ce fac instituțiile silvice abilitate. Nu avem cunoștințele, chiar dacă avem câțiva silvici angajați, și nu avem nici puterea și nici nu e treaba noastră. Dar putem să venim și noi ca parte a societății civile să ajutăm. Doar un instituție publică nu poate să schimbe el totul dacă noi ceilalți fie stăm în scaun, fie stăm contra la televizor sau așa mai departe. Deci democrația așa trebuie să funcționeze, toată lumea participând și făcându-și treaba ca ceva bun să se întâmple. Dacă încă să așteptăm un mesia cu ghilimele politic, nu va veni. Va veni doar cineva abil care ne va fura mințile cu un zâmbet electoral și vom rămâne la fel cu pantalonii rupți în fund ca întotdeauna. Dar asta face parte din, nu știu, ADN-ul nostru social, al nostru, al rușilor, al bulgarilor, sau cine mai gândește așa. Rușii, da, garantat. Ei vor stăpân, vor tătuc. Noi se pare că vrem la fel. Cine mai e ca noi? Eu că polonezii și ungurii pare că nu, vor altceva, nu știu ce să zic. Eu cred că ține cumva de faptul că în repetate rânduri am încercat să ardem etapele. La fel și Licuza, la fel și 90. Fiind conștienți, adică formele fără fond. Da, fiind conștienți de ce diferență socială o avem față de ceilalți în Ofidenți, spre exemplu, am încercat repede să ardem etape, fără să ne seama că le ardem, dar nu punem ceva ce trebuie la loc. Cred că asta am făcut-o. Ne-am grăbit să ajungem mai democrați decât cei din vestul Europei cu ani de experiență și nu, încă nu ne iese.
Păi da, dar altă variantă nici n-aveam, că poate și dispăream până ajungea democrația în ADN-ul nostru. Posibil, posibil. Da. Dar un exemplu, putem să facem o paralelă așa rapidă, cum au făcut toți alții istorici, între câteva dintre statele din Asia. Știm Irakul, Afganistanul, cum a fost, cum au sfârșit, dar avem și Corea de Emirate și altele, și Singapore, care știm cum au fost acum 70 de ani și cum sunt acum. Diferența cumva a făcut-o că au avut niște persoane și puțin mai luminate la conducere. Nu că au avut petrol? Nu mă refer la asta. Adică da, că Irakul a avut cel, Nu pare și economic, eu. social. Dacă poate a avut oameni gen Franco, care desigur au spus, eu nu las puterea cât trăiesc, dar am înțeles și că după când se va termina acel cât trăiesc eu, lucrurile se vor schimba de așa natură încât nu mai pot să rămână la fel. Adică cel care va veni după nu va putea să mai susțină puterea cum a făcut-o el. Și atunci ar fi putut exista varianta și pentru noi ca populație să beneficieze de niște libertăți cu de rigoare mai mari, care cumva să o pregătească către acea democrație din Occident, spre exemplu. E sigur că acum noi facem meseuri, nu facem, ne dăm cu părerea și previziuni. Dar Păi dacă ce să faci? în ultimii 20 de ani comunism ar fi existat, nu știu, libertăți mai mari poate decât au fost, eu acum na, nici nu le-am trăit, dar ceva care să fi pregătit cumva românul către democrație. Poate că ar fi înțeles-o mai bine, mai repede și nu ar fi pus toate derapajele de după 90. Dar exact Garantat. astea sunt doar păreri, dacă vreți, din care de cafea, ci de o văd că de pe undeva. Dar sunt bazate pe ceea ce au făcut alții și se Da, pare că a nici funcționat. înainte de comunism, nici înainte, pentru că nici consiliile locale la noi n-au funcționat ca în Occident, să zic în perioada care vreți noastră și medievală. Nici breslele n-au funcționat ca în Occident. La fel am eșuat și în timpul lui Cuza, pentru că ne-am gândit să luăm foarte multă legislație și chestii din afară, pentru că aveam mare nevoie să ne modernizăm, dar le-am adus, dar nu le-am reușit și la nivel social, nu le-am înțeles. Ok, a fost o lege, știm că este, și am tot încercat să o rezolvăm noi, cum știm, ca să mergem mai departe. Să știți că de la începutul discuției tot vreau să vă pun o întrebare, dar fiindcă am discutat alte lucruri, nu v-am pus-o, dar se termină și termină timpul și vreau să vă pun. Noastră, ca istoric, cum sunteți? Mai de școala Boia sau mai de școala asta la alta, președintelui Academiei Ioan Aurel Pop? Că am impresia că sunt două școli, nu mă pricep că nu sunt istoric. Îl apreciez foarte mult pe domnul Ioan Aurel Pop, l-am urmărit cu plăcere, sunt, pot spune, chiar entuziasmat de faptul că de câțiva ani de zile, până să ajungă, încă de când era rectorul UBB din Cluj, a fost singura figură de istoric român, real, autentic, cu studii serioase și cu lucrări serioase, care a apărut în mass media, care a vorbit echilibrat și care a făcut ca în universul ăsta al internetului, care abundă de fel și fel de fantasmagorii istorice, să apară și conținut de calitate istoric. Adică dacă vrem să căutăm ceva de istorie, pe lângă toate nebuniile care există, găsim și câte o înregistrare cu Ioan Aurel Pop, care măcar mai echilibrează cumva lucrurile. Deci, din punctul meu de vedere, indiferent de ce a scris el, și a scris multe că sunt foarte faine, ăsta zic eu că este principalul merit. Altfel, Deci nu ca Lucian Boia ziceți, adică ziceți că trebuie mai multă seriozitate, mai multă profunzime. Lucian Boia este un scriitor de succes, clar. Ziarist, mai mult ziarist, așa decât istoric, nu? Nu sunt de istorie culturală, clar, sunt de o altă natură, dar dacă mă întrebați pe mine, clar, acolo este și un program de marketing bine pus la punct, ceea ce nu-i rău, foarte bine. Până la urmă, el și Neagu Giuvara au reușit să capacizeze niște instituții, niște edituri și să facă istoria mai aproape de oameni. E corect și asta. Putem să dezbatem pe teama cărților lor până mâine și e foarte ok să dezbatem. Câte vreme, sigur, nu murim cu o singură idee în. Cum face Niall Ferguson? Niall Ferguson, tot văd că publică un draci, ca să zic așa, da? Deci este foarte bine că oamenii publică și că, prin felul ăsta, măcar istoria ajunge și la populație. Până la urmă, Jean Boia nu scrie minciuni, n-a scris niciodată. Da. Este de acord cu ideile lui sau nu? Asta este. Putem fi sau putem să nu fim. E liber la dezbatere. Mulțumesc din suflet pentru foarte plăcutul dialog pe care l-am putut avea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă mai poftesc că cine vine la emisiunea asta intră într-un fel de club, așa, și din când în când, nu știu la cât timp,
O să vă rog să reveniți. Bine. Cu mult drag. Mă mulțumesc, o seară plăcută vă doresc. La fel și dumneavoastră, numai bine. Da.